să treacă Mahmureala aia la un spectacol de teatru la ora 19. Un spectacol de teatru la ora 19 pe strada Dunării. Adică ne vedem la ora 19 la spectacol. Vă scuzați că vă deranjez și că vorbim așa și fără mașină, dar n-aveam voie cu mașina, cu caravana aici. Vă invităm la spectacol la ora 19. Sper că nu v-am trezit copiii. Aici la dreapta, în cartier, puteți să coborâte și gratis. Mai ai un pic, insistă și iau ușor să nu se ia după aia, dă-i frumos cu plet, pune silicon. Acum să nu trezim copiii. Dorm copiii acum, nu mai dorm. Nu dorm. Nu dormiți, nu? Nu! Nu, că vă văd, că sunteți vii. Brazul capătă viață și preia destinul cultural al lui Ionuț, călăuzindu-i calea spre culmi nebănuite. Așa, și aici, așa, uite aici, brazul și ăsta, dă-l și pe ăla că-l țin în gură. Hoinărind cultural prin cartier, Ionuț, călăuzit de prazul providențial, se află în căutarea unui langoș simplu, mai prăjit și cu sare. Despre capitala culturală ce părere. Wow, de capul. Așa. Super. Super. Că mergeți la spectacole? La modul, da, la operă. La operă? Da. Da? O să mergem la... La ce? Bal la Savoy sau? Bal la Savoy, da, Bal la Savoy. Chiar în mai este. Da. E că e nou. Bal la Savoy. Și în afară de operă mai mergeți? La expoziție? Nu prea avem timp. Ba, la expoziție merg eu cu școala. Nu primește pomană. Îmi sună telefonul. Dintr-o dată. Da, așa intervin cu prazul. Da, cu prazul. Așa, trage da, timpul imediat. Ionuț, dezvoltarea publicului are foarte mult potențial din punct de vedere al prazului, însă lipsește focalizarea pe anumite categorii de public. Vădim aici cu niște doamne. Turul prazului continuă, da. Explicarea demersului, medierea mesajelor, iar activitățile care cu adevărat ar putea să deschidă temele principale către un public general, cum sunt tururile ghidate, sunt doar punctuale. Cine mă fotografiază? Nu filmăm noi, prazul are idei, trebuie să-și atingă obiectivele. A fost în comă. Și Dumnezeu Sfântul m-a liberat. Doamne ajută. Și după aia am mers că piciorul a fost rău, știi? Și mâna a fost paralizat. Și după aia mi-am revenit. Dar nu mă trăgeam piciorul așa, știi, după mine. Și într-o zi m-am dus la biserică. Ai plătit, Danto? Acolo, la ăsta. Și s-a rugat frață pentru mine, prezbiterii din străinătate au venit. Doamne ajută. Și s-a rugat. Zice către mine, na, haida. Face el, așa cu picioarele, dar și eu, haida. Și de atunci, slavă Domnului Iisus Hristos. Bine. Da. Și despre cultură ce părere aveți dumneavoastră? Eu să vreau să... Despre cultură, bine, na. Mai mergeți la spectacole, la... Nu, spectacole, nu mă duc, eu mă duc la biserică. Acolo e spectacol. Și acolo e un spectacol, că da, și preoții sunt niște da. La aici. Na, Dumnezeu să vă ajute, să vă dea putere. Nu, să rămână și dumneavoastră. Sănătate. Langoșul rumen și aburind deschide pofta de dialog cultural. Nu pot să dau prazul, că 5 lei dacă e. 5 lei, lăsați așa, să rămână. Mulțumesc frumos. Mai pui un leu și mai iei un praz. Mai pun un leu, mai iau un praz. La revedere, o zi. Pe rămâna, mulțumesc frumos. Dumneavoastră, ce părere aveți despre capitala culturală? Eu ce să zic, eu sunt actor. Nu prea pot să mai zic eu multe. Păi cumva ați băgat acolo. Cât ați dat pe prazul ăla? 5 lei fix. 5 lei, 5 lei am dat pe el. Încă n-am văzut. Dar mi l-a dat domnul Nicu că mă cunoaște cu 5 lei. Da. Așa îl dădea cu 10. Îmi spuneți ce părere aveți despre cultură, bună. Dacă nu trecem la domnul. Bună, foarte bună. Eu nu sunt din România. Foarte bună. Nu. Sârbski. Da. Sârbski, capitala culturală, Novi Sad. Na. Kladov. Kladov. La Turnul la Severin. La Severin, Kladov. Yeah. Eu sunt de la Turnul Severin.
De acolo, de acolo. Am prins embargou când era mai mic. Cu business atunci. Cu blugi, cu... Să ai poftă, păpușa mea, și o zi minunată. Cu motorină. Motorină, da. Da, da. Șapte lei. Și ați fost înnovisat când a fost capitală culturală? N-am fost, că sunt dus în străinătate. În altă străinătate, unde? Da, în altă țară. În Germania, Austria. Austria. E bine acolo. Moje. Moje. La colegul meu îi dai un langaj. Hai că-i facem. E cu mașina. Și nu poate mânca. Îți fac? Nu simplu. Trebuie, mulțumesc. Hai zi, lasă ăla și zi. Nu trebuie, nu. Dumneavoastră, mai mergeți la teatrul domnului. Că domnul a auzit în Austria la schi. M-aș duce să știi că îmi place foarte. Da, dar nu mă lasă langoșul. Vă ține langoșul? Mă ține langoșul. Să știți că îl faceți bun. La 70 de ani mă ține langoșul. Și tineretul ca voi. Corect. E foarte bine. Să știți că stare mândră când văd că unul tânăr mănâncă din mâna mea și se satură și mulțumit. Da. Să știți, e o satisfacție mai mare ca oricare. Eu mănânc frecvent de aici, să știți. Dar nu stau așa mult la vorbă. Păi nu, acum cu prazul... Ați văzut cât e un langoș în centru? Nu, am fost în centru de mult. Vă zic eu, e 15 lei. 15 lei un langoș. Ce să zicem? Asta ce vorbim de prețul ăsta? Că, practic, cu capitala culturală acum toți spun mai mult, mai mult, toți mai spune mult. Spune că mai mult sau mai puțin, da. Da. Oricum bine nu e. Mai ales pentru pensionari sau pentru cei cu salarii mici, cei cu copii mulți. Da. Cei cu bătrâni în casă bolnavi. Da, normal că nu e bine. Da. Scumpim tot, salariile tot așa, stagnează, pensiile, ce să mai vorbim de și pensii? Și facem datorii la bănci. Facem credite să trăim. Da, și pe urmă vine și ți-a tot ce ai. Aha. Și ce ai câștigat? N-am câștigat. Absolut nimic. Mai bine era pe timpul meu. Toată viața am fost în rate, nu am simțit și am tot ce-mi trebuie. Foarte bine. Dar datorită băncilor. Aia dumneavoastră aici sau sunteți tot în chirie? Nu, suntem în chirie. Ionuț cade pe gânduri. După un langoș sărat, va urma o sete cronică. Caută vocabulare ale privirii, simțirii și scrierii care pot fi instrumente utile în lectura prezentului brutal. Practica prazului artistic care sondează prezentul poate aduce astfel în discuție în momentul critic actual. Timișoara, anul ăsta e capitală culturală europeană. Eu. Și mai multe despre ea, ce ați aflat? De la televizor. Ați văzut că s-a făcut și o monedă de argint acum cu capitală culturală. A făcut-o BNR-ul. Cine? BNR-ul, Banca Națională Română. E fără de a critice, scrie fără de a critice pe ea, dar e bine că au făcut-o. Mă. La spectacole mai mergeți? Nu am timp eu de spectacole, o muncă și atât. Nu mai lăsați munca să mai faceți ceva și pentru sufletul dumneavoastră. Nu putem. Păi? Dacă nu muncim, nu este ban. Dacă nu este ban, ce este pentru suflet? Revelația că hrana pentru suflet costă totuși bani îl întristează pe Ionuț. Mai mult, prazul va sfârși ca mielul sacrificat. El pe altarul culturii, mielul ca să satisfacă niște simboluri și pofte. Că așa e omul, suferă mereu de foame cronică, de sete cronică și din când în când de intervenții culturale.